Love is all I need. Băi, Mircescu, cu ochii ăștia ai tăi, o să bagi multe femei în boală. Da, și ele o să-ți mănânce sufletul. A dus mâna la spate și prin capot s-a scărpinat în fund. Asta este tabloul complet, să știi. E haiduc și e vestit Mircea Radu cel voinic. Copiii tăi, da, știu că tu știi să cânți? Nu. Te îmbată, te îmbărbătează, îți dă poftă de viață, dincolo de poftă de mâncare. Mirosul pâinii, abia scoase din cuptor și rupte, nu se compară cu nimic. Ce putere ai asupra mea! Oh, Doamne, știu! Măi, Horia, dacă ții minte eu din 2003 cum mănânci tu cozonac și bei vin, tu-ți dai seama ce putere ai tu asupra mea? Auzi, îți dau numărul de telefon al soției mele? E de diabet. Just any way you do, but that's alright. That's alright. That's alright. That's alright. But that's alright, na baba. Și eu m-am dus în librărie. Căutam volumul 4 din Viețile Sfinților. Nu, ești parcă ești rupt din cel mai tare scenariu de la Hollywood. Am simțit un miros, un parfum care m-a dus către Arabia. Un parfum oriental. Am uitat peste unul drept. Era ea. Avea în mână o carte. Vei spune, volumul 4? Nu. Tehnici de punere a genelor false. Și acum, Raluca, vine refrenul pentru tine. Simt că fără ea nu pot respira. Casa e pustie fără ea. Pe balcon era o fată, singură, privea în gol. Pe sub noi trecea un tramvai care se retrăgea la depoul Vatra Luminoasă, în spate Bucureștiul clipocea așa din lumini. Și m-am uitat la fata aia și am spus, băi, ăsta este cel mai frumos profil de femeie pe care l-am văzut. Ea era Alice, soția ta. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Nu m-am mai simțit atât de bine de foarte, foarte, foarte mult timp. Mircea Radu atât de tare, fii atent, încât și răceala îl face mai strălucitor. În regie ce? Strânge pe ochi, strânge cadru, strânge, strânge, strânge.